Încep seria prezentărilor de echipamente din acest an cu un material realizat în magazinul Asfalt Uscat din București împreună cu prietenul Vlad. Bun găsit, prieten! Salutări! Astăzi vorbim despre un model de blugi pe care firma Asfalt Uscat îl importă în România, unul dintre cele mai cunoscute. Și este vorba de marca Trilobite, modelul Parado. Acest model pe care îl avem în dreapta este probabil unul dintre cele mai vândute din Europa, dar cu siguranță cel mai vândut în România. Da, asta și firma este. A realizat o nouă variantă a acestui model, Parado Circuit. Pentru că nu toată lumea are timp să stea să studieze detaliile tehnice ale unui pantalon. Da, o să încercăm noi să vă facem viața mai ușoară. O să încercăm să vă explicăm explicându-vă ce este cu acest nou model. Circuit. E pentru circuit? Nu e pentru circuit, pentru că este o piesă de echipament pe care o purtăm în fiecare zi pe stradă. Da, urban, pe stradă, exact. Dar are niște mari îmbunătățiri tehnice care îl fac evident superior variantei anterioare. Hai să le spunem oamenilor despre ce e vorba. Da. În primul rând, nu se mai folosește materialul Kevlar DuPont. Automat, fibrele acelea de aramidă pe clasice. Pe care l-avea acest model. Da, cele mai folosite de piață. Și pe care l-au peste 90% din blugii moto. Exact. Kevlarul este un patent al firmei DuPont și da, toată lumișoara asta care vrea să cumpere Kevlar trebuie să facă coadă la DuPont, să cumpere de acolo Kevlar. Este util, este bun, dar aparent s-a inovat și o variantă și mai bună ca, ei bine, ca aceasta. Băieții ăștia care produc Trilobite au gândit și au realizat un nou material care înlocuiește acest Kevlar. Da, varianta Parado Circuit vine cu acest nou material, ei l-au denumit Triforce. Nu prea avem cum să traducem asta, forță triplă, dar el se numește Triforce. Și ideea este că față de fibrele de aramidă clasice, acesta este constituit din jumătate bumbac, să spunem așa, cu o parte de elastan, elastan tratat chimic și o denumire un pic mai grea, amfi se numește. Dar, practic, au creat această tehnologie tocmai pentru ne-a ajutat pe noi, motocicliștii, să avem mai multă siguranță. Acest material, având mult elastan în el, este mai elastic decât Kevlarul cunoscut până acum. Da. Acest material de protecție fiind evident în spatele materialului da, de bază al acesta pantalonului. Este învelișul exterior, cum sunt și blugii mei și ai tăi tibii, oricum și aceștia arată la fel, dar cu toate astea sunt diferiți. Ideea este că au materialul exterior, 98% bumbac și 2% elastanii, sunt foarte elastici. Deci dar materialul de bază este și el elastic, dar are în spate materialul exact de protecție. În punctele cheie unde se întâmplă impactul și abraziunea, sfâșierea în urma unui incident. Sunt importante aceste explicații, pentru că de la 3 metri toți blugii arată la fel. Da. Și iată, avem în dreapta și în stânga noastră da, nu știu câte modele de blugi, toți sunt blugi moto. E bine, în clipa în care cineva îți explică care sunt avantajele, înțelegi da, și înțelegi și de ce ușoara creștere a prețului. La ce servește acest material de protecție? Pentru că nu vorbim de protecțiile tradiționale, nivel 2, pe care le au pantalonii la genunchi și la șold. Vorbim la protecția la abraziune. Abraziune, da. În clipa în care ai căzut cu motocicleta, în afară de impact, evident, având o viteză inițială, te târăști niște deplasa metri. Da, fără să vrei. Aici apare acea abraziune, acea frecare, da, la care un material obișnuit nu rezistă. Blugii noștri normal, în urma testelor, instantaneu, se sfâșie, se fac praf, ce să mai. Niște pantaloni gândiți la această rezistență exact, sporită la abraziune, exact, rezistă pentru că au în componență acest material deosebit, Triforce, au toate cusuturile duble sau triple, tot așa gândite să reziste la acel moment nefericit. Nu, nimeni nu se gândește și nimeni nu se teme că s-ar rupe cusuturile când mergi pe Bulevardul Maghieru. Dar se întâmplă și ei vin automat din fabrică cu acest mic exemplu unde îți arată cum este cusătura. În cazul acesta triple stitching sau cusătură triplă, practic va fi regăsită pe tot blugul. Mai mult de 3 cusături nu prea există și e bine să fie un material, un produs cu aceste cusături, pentru că, să zicem, la o singură cusătură sau la două, în momentul în care
corpul în cauză se mișcă și se întâmplă acea sfâșiere, este posibil ca cusătura să nu reziste și degeaba ai tu un material este în abraziune, se poate desface cusătura și pielea ta să fie expusă și n-am câștigat nimic. Deci pe, la fel ca și materialul și cusătura e foarte importantă. Pentru că și ea e, scuză-mă, și ea e expusă frecării. Se poate freca și la fel se poate rupe. Și să vă dăm niște date concrete ca să vedeți care este îmbunătățirea. Da. Vechiul model Parado simplu era testat la o abraziune realizată la 100, la 75 de km pe oră. Da. Adică imaginați-vă un manechin îmbrăcat cu blugi, târât de o mașină la 75 de km pe oră. Și o să te opresc aici, chiar așa se întâmplă și testele, există pe YouTube material de la Trilobite, așa testează anumiți manichini îmbrăcați cu, la această viteză. Ei bine, noul model, varianta circuit, rezistă la o viteză de 125 de km pe oră, timp de 5 secunde. Exact ca și ceilalți, foarte important, dar viteza este alta și automat deci, forța... Imaginați-vă diferența între 75 este. De km pe oră și 125. Până la urmă, cu 125 de km la oră, cam mergem pe legal, pe autostradă, la noi în România. Deci înseamnă sigur, o viteză mărică. Doamne ferește, nimeni nu dorește așa ceva. Automat. Dar dacă se întâmplă, este dovedit faptul că timp de 5 secunde acest material rezistă. Și este de preferat să ai varianta. Toate aceste îmbunătățiri au adus și o mică creștere de preț. Este și normal, pentru că e vorba de alte materiale, de alte caracteristici tehnice. Și atunci, prețul de la varianta clasică, Parado, Trilobite Parado, simpli, sunt 949 de lei. Aceștia sunt la, ia să vedem, ca să fim siguri, la 1079 de lei. Din punctul meu de vedere personal, este o creștere aproape nesemnificativă. Vorbim de doar 130 da, de lei. Având în vedere cât câștigi ca și rezistență, dacă îi utilizezi pe aceștia, e incomparabil. Până la urmă, sănătatea ta, a noastră în joc și deja... siguranța de zi cu zi. Și altfel merge în clipa în care știi că ești protejat. Da, da. Mi se ridică părul pe ceafă de fiecare dată când vând în iulie. Subscriu. Băieți cu pantalon scurt. Probabil că n-au stat prin spitale ca urmare. Da, nu li s-a întâmplat și... Mie mi s-a întâmplat. Știu cum e. Nu trebuie neapărat să ai vreo fractură ca să zaci cu zilele în spital, pentru că acea rana apărută la abraziune te ține multe zile exact. Înainte de a putea interveni. Doctorii trebuie să curețe și așa mai departe. Exact. E o poveste neplăcută, dar se poate întâmpla oricui. Și atunci e mai bine să fii protejat, e mai bine să-ți fie cald automat decât să pățești, Doamne fereștele. Mai există și, să denumim această pseudoștiință, adică nu este un material, nu este o informație concretizată în laborator, dar practic automat între, să zicem, un metal și un bumbac, într-un bumbac te vei simți mult mai ok. Cam aceasta este diferența, având 50% bumbac. Eu personal îi utilizez, cum am spus, vara și ești mult mai ok într-o pereche care folosește bumbac față de clasica fibră de aramidă, Kevlar, da. Plus că ai aerisiri în zonele cheie. Dacă mergi cu o pereche de blugi asemănătoare față de una, mai ales pe culoare neagră, este de evitat acest lucru, și fără aerisiri, o să-ți fie groaznic. O să fie o perioadă scurtă din an, probabil iulie-august, da, clasicul iulie. Avem 40 de da, grade în care da. Mori, pur și simplu. Și în pantaloni scurți, ți-e greu, da. Dar... Trebuie să încercăm să facem acest compromis de confort, tocmai ca să purtăm un echipament. Noi nu încercăm acum să vă educăm. Numai vă spunem care sunt avantajele da. Și dezavantajele și hotărârea finală o luați voi. Da, pentru că sănătatea până la urmă avem toți și e bine să o prețuim. Da, noi avem avantajul că vă vorbim din punctul de vedere a omului care a pățit-o. Da. Și atunci poți să împărtășești altora care încă n-au luat prima căzătură. Și e bine să noi, tocmai de aceea încercăm. Da, sigur, toată lumea zice nu, la început. Eu n-o să cad că eu ți sunt... se întâmplă. Nu există. Problema la motocicliști este când cazi, nu dacă cazi. A, sigur, dacă nu o scoți din curte, nu cazi. Putem să vedem și alte specificații ale acestora. Ia să-i dăm jos de aici, să ne uităm. Ok, am spus că avem un fel următor. Avem aceste aerisiri atât de vitale. De asemenea, să completăm în perioada în care sunt sub 10 grade, cu aceștia față de unii care nu au ventilație, aerisirii o să-ți fie friguț. Tocmai de aceea sunt recomandat să ieșim dintr-un martie-aprilie, adică în sezon. Bun, avem aerisiri regrabile, aici sunt aerisiri în zona anghinală
Stas, nu ai cum să le reglezi. Protecțiile de nivel 2, Sastec, la Scholt, foarte important. Majoritatea nu vin cu protecții integrate din fabrică, nu, la sunt Scholt. Pregătite pentru instalarea automat. Astea le-au instalate. Și sunt și reglabile. Aici prin arici și aici au o mică, dacă veniți și testați, o să vedeți. Au o mică ațișoare care îți permite să îi reglezi mai sus sau mai jos. În momentul în care pui pe tine, ei rămân acolo. Ca și alte specificații, am spus de cusătura triplă, foarte importantă. Această parte, nu știu dacă se vede în video, dar această parte ridicată, evident, este complementară zonei de stretch, care te ajută foarte mult. Practic această... Croiala asta mai ridicată îți protejează zona lombară. Zona lombară de, așa zisul, curent pe care îl trăim. Pe care pe noi românii ne noi trage. Românii ne trage. A, așa. Bun, avem... De obicei, între geacă și pantaloni, o legătură cu fermoara. Asta face ca în momentul în care corpul practic merge pe asfalt, alunecă, se poate ridica geaca și lăsa pantalonii. Și practic zona ta lombară va fi expusă abraziunii și e de evitat. Și în mers este util pentru că se poate ridica geaca și intră automat, curentul ăla de care vorbeam. Și automat. Asta și plus faptul că dacă este să cazi, asta cumva ajută în ideea aceea de fermoară. Să creezi o legătură mai... Să nu prea există zonă expusă între geaca pe care o folosești și pantalon. Deci este foarte, foarte util. Deci prețul, vi l-am spus, este 1079 de lei. Acești blugi pot fi cumpărați din magazinul fizic, magazinul din București al firmei Asfalt Uscat, de pe site-ul importatorului sau din principalele magazine care vând accesorii moto în teritoriu, accesorii și echipamente, pentru că principalii negustori sunt în colaborare, în parteneriat cu Asfalt Uscat. Și presupunând că în respectivul magazin nu veți găsi modelul Parado Circuit, puteți cere și sigur că magazinul o să vi-l aducă fără niciun fel de probleme. Din experiență personală pot să vă confirm faptul că în momentul în care am testat Parado Simplu și Parado Circuit, aceștia sunt într-adevăr mult mai elastici. Ne-au confirmat și foarte mulți clienți cu care am stat, am vorbit și le-am prezentat variantele și se întind mult mai mult, având automat și în compoziția lor mai mult elastan. Deci aceștia sunt și mai confortabili. O altă mențiune ar fi faptul că întotdeauna să aveți grijă. În momentul în care un blug are la Scholt protecții, să zicem că din orice magazin de retail porți un 34 în talie. E, bine, în acest caz s-ar putea să trebuiască un 36, tocmai pentru că sunt destul de voluminoase protecții la Scholt și o să mai ocupe un număr. Asta doar ca să știți pentru un punct de orientare. Rezultatul acestor modificări care au apărut pe modelul Circuit este faptul că acum firma producătoare îi prezintă ca rezistent, ca nivel de rezistență de abraziune. Triplu A. Da. A. Este ca la frigidere. Dacă are un A, e mai slăbuț. 2A e mai bun. E cu 3A e cel mai bun. Da. Deci uitați-vă și pe etichetă în clipa în care luați la verificat 10 modele de blugi. Neapărat. Uitați-vă la acest nivel de protecție. Să citiți, să vă informați. A e cel mai bun. Ca la frigidere, cum vă spuneam. Da, da. Noi vă sfătuim să faceți acest lucru, când vă uitați la un produs nou. De exemplu, cei Parado Simpli sunt certificați cu 2DA. Asta este bine și se regăsește la majoritatea blugilor. Există și cu un singur A, evident, dar practic este o diferență am de la cer la pământ între 2DA și 3DA când vine vorba de siguranța. Diferența este uriașă. Voastră personală. Deci, aceștia au fost noii pantaloni pe care nu-i cunoaște multă lume. Trilobite Parado Circuit. Așa care se numește. Găsi. Nu este nou intrat în România, nu. Dar este pentru prima oară când vi prezentăm și am insistat datorită multiplelor modificări în bine. În bine, exact. Până la povestea viitoare, împreună cu Vlad, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă. Salutări!